Cine are acasă monede vechi în ediții limitate s-ar putea să stea pe o mică avere fără să știe. Cea mai mare casă de licitații din țară organizează o vânzare de artă istorică, a cărei piesă de rezistență este o monedă de, atenție, 50 de lei. Din 2006, aceasta are un preț de pornire de 9.000 de euro. Ce alte piese valoroase vor fi vândute la această licitație? Ne spune Alexandra Marin. Bună ziua, Alexandra! Vorbim doar despre monede? Bună ziua, Florin! Nu sunt doar monede, dar cea despre care ați pomenit și voi puțin mai devreme este una specială și are un preț de pornire atât de mare pentru că tirajul a fost unul extrem de mic, de doar 35 de piese. Vorbim despre moneda comemorativă de 50 de lei Academia Română din anul 2006, o monedă de aur. Următoarea piesă de rezistență este tot o monedă, într-adevăr, din anul 1876, din argint, o monedă de 1 leu, cu un preț de pornire de 3.000 de euro. Dar nu, cum vă ziceam la început, nu vorbim doar despre monede. Veți mai găsi la această licitație inclusiv hărți, o hartă, atenție, din anul 1661, dar și harta de lângă mine, harta România Mare din anul 1925 cu un preț de pornire de 500 de euro. Veți găsi la aceeași licitație și piese cu un preț de pornire de 50 de euro. Vorbim despre fotografii, despre ziare sau despre medalii. Majoritatea a venit din partea familiei regale. Sunt foarte multe obiecte interesante și dacă ne costă bani să le deținem, să le vedem, nu ne costă nimic. Licitația are loc mâine, iar cei care vor să le privească sunt așteptați la Palatul Ceseanu Racoviță din capitală. Olivia, Florin?